Salutare, prieteni! Două stricate ieri pe biletul canalului, 23 noiembrie 2023, e chiar aici pentru noi și vin pentru dumneavoastră cu o cotă de 41.01. Are 8 evenimente și biletul de astăzi, ca multe, multe altele. Primul începe foarte devreme, la 1 fix, astăzi, la prânz. Următorul la 14, iar restul de 6 evenimente după ora 20. Vedem ce facem cu ele. Dacă vreți să veniți pe grupul meu privat de WhatsApp, scrieți-mi la 0745708008 să jucăm pachetul meu de 6 bilete bazate pe statistică. Poate se întâmplă ceva cu ele. S-au apropiat aseară la un meci sau două stricate. Și pup sus și pup jos, biletele mele scurte cu 8 evenimente. Restul, teroare totală. Pentru astăzi avem așa, India I-League din nou, cum am avut și ieri India I-League. Ăștia încep la 13. Neroca se duelează cu Real Kashmir. Doi solist câștigă, oaspeții câștigă Real Kashmir. Pe urmă mergem în Indonezia, Super League la Persita Tangerang. O să zic pe litere, mă doare fix în cur cum se pronunță corect echipele astea. Persita se vor duela cu Rans Nusantara. Să mă ierte Sfântul Duh. Doi solist în cazul acestui meci cu nume dubioase. Câștigă oaspeții, de asemenea chiar și în meciul ăsta, Rans Nusantara. Avem de mers și în Suedia, Superettan, cum zic ei, fază de baraj între Falkenbergs FF, Falkenbergs FF și Skövde AIK, da? Skövde. Peste 2,5, un meci cu cel puțin 3 boabe înscrise în tot meciul. Toți suntem în Scandinavia, hai și în Danemarca, One Dot Division, prima lor divizie. Fredericia se duelează cu B.93 Copenhaga. Unul solist pentru meciul ăsta, câștigă Fredericia, câștigă gazdele. Pe urmă avem de navigat în Bolivia, Liga Profesional, la Always Ready versus Royal Pari. Unul solist încă o dată pe bilet, câștigă Always Ready. Costa Rica, mai departe pe bilețelul de astăzi, Primera División, ne propune Municipal Grecia, cum vreți voi, Municipal Grecia versus Deportivo Saprissa. Doi solist în meciul ăsta, victorie de oaspeți, notăm un doi solist pentru Deportivo Saprissa. Cupa Argentinei, spre final de bilet, penultimul eveniment de astăzi, ca să facem cota asta de 41.01, ne aduce Defensa y Justicia versus San Lorenzo de Almagro. Peste 1,5, se dau măcar două goluri. Defensa y Justicia versus San Lorenzo de Almagro. Lorenzo, să mă ierte Sfântul Duh. Închidem cu Brazilia, Serie A, unde Flamengo autovăleală cu Bragantino sau Paulo și punem aici încă un 1, peste 1,5, încă un meci cu 2+, încă un meci în care ne bazăm că se vor da măcar două goluri în toată tăvăleala. Repet, biletele sunt foarte grele, ca de fiecare dată, negarantate, încercăm nu doar să ne apropiem, ci să și câștigăm. Doamne, iartă-mă! Vreți să jucați și pachetul meu de 6 bilete bazate pe statistică? Nu vă rămâne decât să-mi scrieți pe WhatsApp 0745 70 80 08. O zi magnifică, superbisimă, seducătoare, senzaționalissimă. Ne vedem cu bine și în dățile următoare. Toate cele foarte bune, ne revedem.